Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod. Azi vom vorbi despre cum se încarcă corect telefonul. Corect? Nu incorrect, da? Deci, în primul rând, trebuie să avem un ștecher original, da? Și firul lui original. Cu mufa originală, da? Deci, băgăm ștecherul în priză, apoi băgăm mufa în telefon. Da? Perfect. Până aici ați înțeles, da? Bun. Am pe bune. Să faci un clip despre cum să încarci telefonul corect. Băi, frate, mă uit și eu pe YouTube, ca tot omul, și YouTube-ul mi-a dat în recomandări cum să-ți încarci telefonul corect. Pentru că fac și eu niște clipuri cum să faci aia și cum să faci aia, mi-a recomandat chestia asta, pentru că are cuvântul ăla, cum faci, cum fac, cum, ok? Și am intrat și eu de curiozitate să văd, bă, pe bune, adică mi-arată cum încarc telefonul corect? Ia să mă uimă, să văd și eu care-i treaba lui. Și am dat prii, frate, și ăla îmi spune, de exemplu, acel tip, că de obicei tipi sunt care fac treaba asta, sunt mai mulți, deci unul vorbește vreo 20 de minute despre treaba asta și are vreo 500 ceva de mii de vizualizări. Deci 500 ceva de mii de oameni s-au uitat la treaba asta, cum să-și încarce corect telefon. Amă, pe bune? Deci mie nu cred să cred. Suntem în 2020. Îți încarci telefonul cum vrei, când vrei. Sunt telefoane inteligente, cu baterii inteligente. Adică și înainte, mai suntem în anii 90, pe bune. Eu am aici un telefon, am un 4S, da? Deci este un iPhone 4S de hătani. Și l-am folosit cred că vreo 4 ani de zile. Băi, frate, 4 ani de zile acest telefon a fost încărcat cum am vrut și când am vrut. A fost încărcat și la laptop, și la baterie externă, și noaptea lăsat peste noapte să se încarce, și ziua, și când am vrut eu, l-am băgat, l-am încărcat. Adică n-am ținut cont de nicio chestie. Cum să-mi încarc telefonul corect. Bă, frate, sunt telefoane inteligente, deci chiar dacă ăsta e vechi, e destul de inteligent. Nu mai vorbesc de telefoanele noi, adică 2018, 2019, 2020. Nu mai trebuie să știi cum să-ți încarci telefonul. Bă, l-am încărcat și aia e. Pe bune. Adică nu trebuie să știi cum să-ți încarci telefonul. Singura chestie care eu o recomand, trebuie să avem încărcătorul original. Atât. Asta folosim. Dacă folosim încărcător original, nu mai avem nevoie de absolut nimic. Îl băgăm la încărcat, stă la încărcat cât vrea mușchii lui, dacă uite el, nu e nicio problemă. Are baterie inteligentă. Am văzut că ei recomandau, de exemplu, să nu se descarce telefonul mai mult de 25% sau să nu-l încarci mai mult de 80%. Băi, frate, astea sunt niște recomandări și voi astea le-ați citit pe site-ul lor, pe site-urile oficiale a producătorilor. Adică n-ați făcut voi telefoanele sau bateriile alea. Sunt făcute de Apple, de Samsung, de etc., da? Și voi și veniți și îmi spuneți mie cum să-mi încarc telefonul. Pe bune? Adică pe bune, frate? Iau telefonul și l-am încărcat și atât. Nu-mi trebuie absolut nimic. Păi ce fac, mă, nene, dacă s-a descărcat telefonul, mai am 20%. Ce fac? Sunt pe stradă, da? În momentul ăsta sunt pe stradă și mai am 20%. Mamă, repede, frate, du-te și încarcă telefonul. Trebuie să ai încărcător cu tine, dacă nu te duci la lume.
Dați-mi și mie un încărcător, că mai am 20% din baterie și îi stric bateria. Ce fac cu bateria? O să arunc bateria. Oameni buni, liniștiți-vă. Nu vă mai băgați tot felul de chestii în cap. Și așa avem alte probleme. Nu telefoanele sunt problemele noastre. Altele. Probleme de zi cu zi. Nu vă mai băgați alte chestii în cap. Că... A, trebuie să văd. Mai am 80%. Ce fac? S-a încărcat 80%. Trebuie să-l scot imediat. Sau îl pun seara la încărcat. Dacă eu îl pun și seara la încărcat și n-am avut nicio problemă. Deci telefonul ăsta a fost încărcat seară, zi, la laptop, la priză, la... Deci în toate felurile a fost încărcat și încă funcționează în parametrii normali. Funcționează, da. Îl deschid și pot să stau să mă uit la YouTube 5 ore pe el. Și nu se descarcă, frate. Deci nu vă mai băgați chestii în cap că ce fac și cum fac să-mi încarc telefonul corect. Și așa sunt. Nu. Ce fac? Bag telefonul încărcat noaptea, de exemplu. Și trebuie să pun alt telefon să sune, să mă anunțe că s-a încărcat ăsta 80%. Să zic că într-o oră, o oră jumate se încarcă 80%. Pun telefonul să sune, alt telefon. Să mă trezească să scot telefonul din priză, puii mei, că s-a încărcat 80%. Și ce fac? Că după aia stric. Dacă se încarcă 100%, stric bateria. Băi, ești nebun? Stric bateria? Băi, oameni buni. Nu se strică nicio baterie. Niciun telefon, absolut nimic. Dacă folosiți încărcătorul original, n-aveți absolut nicio problemă. Așa că nu vă mai faceți probleme din cauza asta cum se încarcă telefonul corect. Ok, noi ne revedem într-un viitor episod și vă salut. Ciao. Aoleu, mai am 19% din baterie. Mă duc să bag la încărcată.